Nava Caledonia sub pavilion Malta a încărcat 10.678 de tone de laminate în danele 35 și 36 din portul Constanța și la scurt timp după efectuarea manevrelor de plecare a atins cu prova fundul API. Din cauza pescajului mare al vasului, primele manevre de ranfluare nu au avut succes, iar autoritățile au decis în ultima instanță descărcarea vasului. În același timp, o echipă de scafandri a efectuat o inspecție subacvatică pentru identificarea eventualelor fisuri în corpul navei. Specialiștii estimează că după descărcarea a 1000 de tone, nava va putea fi repusă în stare de plutire și mutată într-o zonă de siguranță. Marfa dată jos va fi din nou încărcată la bord, iar cargoul va putea să-și urmeze cursul de navigație.